Posesorii de carduri ar trebui să le poarte în suporturi metalice sau în folie de aluminiu pentru alimente, și asta pentru a fi protejați de copierea acestora de la distanță prin dispozitive speciale. Specialiștii în combaterea fraudelor sunt și mai categorici: plătiți întotdeauna numerar. Acesta este sfatul lor pentru a nu vă trezi fără niciun ban pe card. În România, furturile de pe carduri sunt realizate în special cu dispozitive numite pisicuțe și gândaci. Pisicuța este un dispozitiv de citire a cardurilor care poate fi legat la picior, iar sfatul experților este ca, dacă un vânzător, chelner sau casier scapă cardul clientului pe jos, cardul ar trebui blocat, pentru că aceasta este cea mai utilizată modalitate de folosire rapidă a pisicuței. Gândacul este un dispozitiv minuscul care se introduce în POS-ul unui magazin după program, de către angajat sau de către o persoană care se poate ascunde peste noapte, iar datele tuturor cardurilor care vor fi utilizate în acel magazin vor fi citite de pe un laptop. Specialiștii avertizează asupra riscurilor mari asociate cardurilor, indiferent dacă acestea au bandă magnetică, chip sau wireless. Inspectoratul Județean de Poliție Suceava face câteva recomandări pentru deținătorii de carduri. Având în vedere că se apropie sărbătorile de Paști și cetățenii vor achiziționa diverse bunuri folosind cardurile bancare, polițiștii fac următoarele recomandări. La retragerea banilor de pe card de la un ATM este bine să utilizați un terminal situat în locuri publice iluminate, aflate în anumite zone comerciale sau în incinta unităților bancare. Asigurați-vă că terminalul ATM nu a fost modificat. Trebuie să verificați vizual fanta de acces a cardului, ecranul și tastatura. Dacă observați urme de lipici, crăpături în plastic, folii lipite peste tastatură sau orice alt semn suspect, utilizatorii sunt sfătuiți să anunțe de îndată poliția. Asigurați-vă că absolut nimeni nu vede codul PIN pe care îl introduceți. Activați notificarea prin SMS pentru orice plăți făcute din contul de card dacă banca oferă acest serviciu. După concedii sau vacanțe, verificați extrasul de cont, iar în cazul depăstării unor tranzacții suspecte, anunțați imediat banca. Nu păstrați niciodată codul PIN împreună cu cardul scris pe o hârtie sau un telefonul mobil. Cel mai bine ar fi să îl memorați. Nu scăpați din vedere cardul și asigurați-vă că semnați un singur bon de plată atunci când efectuați plăți în magazine, restaurante, benzinării, hoteluri și alte unități economice. Deseori, cei care săvârșesc infracțiuni de fraudă strecoare sub chitanță o altă foaie cu indigo pe care este trecută o sumă mai mare de bani. Urmând aceste sfaturi, fraudele bancare pot fi cu succes evitate, mai ales în perioadele aglomerate ale anului, când foarte mulți oameni folosesc cardurile pentru diverse tranzacții bancare.